De asemenea, în același cadru, elevii Colegiului Național Eudoxiu Hurmuzachi au prezentat revisele realizate de aceștia cu ajutorul profesorilor care sunt premiate și la nivel național. Bine v-am găsit! Mă numesc Alina Ilioz, sunt din clasa 11E și sunt redactor șef la revista ECO. Iar împreună cu toți colegii mei din colectivul de redacție și nu în ultimul rând cu domnul profesor coordonator, domnul director al Sfântului Ivan Hatneanu, doamna profesoară Luminița Lăzărescu și domnul profesor Florin Popovici, am realizat această minunată revistă ECO. În general, când ne gândim la ecologie, primul lucru care ne vine în minte este protecția mediului. Iar la capitolul protecția mediului sunt foarte multe lucruri de făcut. Diminuarea poluării atmosferei, folosirea energiilor curate, grija față de apă, față de zonele verzi, protecția animalelor. Sunt foarte multe și e ceva de muncă. Dacă te uiți bine în jur, tot ce face omul interferează cu natura, de multe ori în modul cel mai dramatic cu putință. Mă gândesc că în sistemul de învățământ ar trebui introduse ore speciale dedicate îngrijirii planetei. După o vreme, îmi vine în minte că dacă oamenii ar avea mai puține griji, ar avea timp să se ocupe și de mediu. Oare ne influențează chiar atât de mult nivelul de trai? Eu cred că da. În privința promovării culturii hibride de cea matematică, revista face invitație spre filozofie și spre filozofia matematicii, cum am numit-o noi arhitectura, prin articolele de început și final. Articolele propuse sunt propuse de elevi în urma unor documentări pe teren. Considerăm că rațiunea matematică trebuie să însoțească spiritul și cunoașterea valorilor, măcar locale, ale literelor noastre. Împreună cu colegii mei Mirel Ungureanu și Tâncuța Moscaliuc am realizat revista Confluence. Aceasta este o revistă în care putem regăsi creații ale elevilor în cele trei limbi studiate în liceu, engleză, franceză, respectiv germană. Deși a fost dificil să creăm un echilibru între cele trei limbi, având în vedere că fiecare limbă este studiată la un anumit nivel, am încercat să structurăm creațiile. Astfel, din cele trei secțiuni, veți găsi mărturisiri ale profesorilor despre diferite locuri vizitate sau experiențe acumulate de elevi și creațiile copiilor care sunt variate, fiind compoziții cu caracter geografic, istoric, respectiv literar. De asemenea, în revista Confluence este surprins un articol al scriitorului bucovinean Matei Vișniec, iar grafica din această revistă este realizată de elevi, atât schițele din conținut, cât și coperțile. Prin revista Confluence am încercat să realizăm o legătură între cele trei limbi și să oferim elevilor șansa de a-și expune o viziune originală asupra domeniilor abordate. Și geamul în chemare îți mai arde, trist abis pe frunza mintirii, tot mai fragedă de vară, spre hâul renunțării unui dor nepărins, mințind că ne rog cu noapte din viață. Dar noaptea strigă geanul de ultimă izbândă, albește cu stridență de toate ostenită și clopote din pieptul răzbat ca să te vândă în taina unei clipe ce se mai învârte.